Bună ziua, dragii mei! Povestea care urmează, veți vedea, vă va aduce un plus de înțelegere asupra felului în care unii dintre noi privesc o anumită situație. Împăratul și vasalii săi va atrage un mic semnal de alarmă referitor la temperamentul unora dintre noi. Se spune că într-o zi, împăratul cel mare și puternic trimise după unul dintre vasalii săi. În ținutul său, acest vasal era cunoscut pentru cruzimea și zgârcenia lui, supușii lui trăind stăpâniți de mare frică. Împăratul îi spune: vreau să pornești la drum și să-mi găsești un om cu adevărat bun. Iar vasalul îi răspunde: prea bine, împărate, așa am să fac. Și supus a plecat în lume ca să-și îndeplinească porunca. În drumul său a întâlnit foarte mulți oameni. A vorbit cu ei, iar după o vreme îndelungată s-a întors la împărat și i-a spus: stăpâne, am făcut precum mi-ai poruncit, căutând prin toată lumea un om cu adevărat bun. Dar, și-și plecă privirea, nu l-am găsit. Toți oamenii sunt răi și egoiști. Nicăieri n-ai să găsești omul pe care îl cauți. Împăratul îl lăsă să plece și porunci să i se aducă în față un alt vasal. Acesta, al doilea vasal, era cunoscut pentru bunătatea și înțelepciunea sa. Era iubit de oamenii săi, așa că primește și el poruncă să plece în lume, dar să caute un om cu adevărat rău. Și acesta îndeplini porunca, plecă departe peste mări și țări, a colindat munții, zările, iar peste un timp îndelungat s-a întors și el la împărat și i-a spus: stăpâne, iartă-mă, dar n-am izbutit să găsesc un om cu adevărat rău. N-am găsit. Sunt oameni necugetați, măria ta, corupți, cărora nu le pasă de nimeni și de nimic. Dar nicăieri în lume, măria ta, nu am găsit un om cu adevărat rău. În ciuda defectelor lor, măria ta, toți, măria ta, au un suflet bun. Dragii mei, sper că v-a plăcut această povestioară și, într-adevăr, ceea ce vedem noi în jurul nostru este, de fapt, la un moment dat, reflexia sufletului nostru. Așa că, în momentul în care primiți un sfat din partea cuiva, atenție!
Cine vildă? Pentru că un sfat vă poate coborâ sau vă poate ridica. Iar noi, de câte ori avem ocazia să dăm dovadă că suntem un suflet cu adevărat bun. Pentru că în momentul în care suntem buni, știți foarte bine, ceea ce dăruiești, aceea primești. Mă bucur că am fost împreună la Omul o poveste. Vă aștept cu drag și altă dată. Citiți povești, dăruiți-le mai departe și dacă din când în când mai scrieți câteva cuvinte acolo, de suflet, cu bucurie și iubire, trimiteți-le să le citim aici, să fim împreună, să ne bucurăm de gândurile dumneavoastră frumoase, iar în felul acesta să știm că suntem o familie. Pentru că în momentul în care îți pui ofurile și bucuriile, nu putem fi decât normal, o familie. Să ne auzim cu bine și numai bine tuturor!